Oi cum stă și așteaptă client să dea afară să-i invite. Hai că noi mergem la locul nostru. Să acălim. Băric restaurant. Sale, are ieftinituri la popriciu usturoaie. But. Mama! Eu n-ai homosexual. Hai să vedem ce are asta aici. Ce să cumpăr de aici, mami? Că tot e ieftin. De la Buda. Asta e stil american. Stil american, mama. Asta e de la Covasna. Cuțuri, da. $160, $170 să-ți cumpere tata păpuș de ășteliană. A? Zic călugărița mea. Să stăm să mâncăm aici. A? Teșe. E prea strâns locul. Nu mă place înghesuială. Am din ăla, cum îi zice, la locuri închise. Locuri închise, cum ar fi celule de pare asta. Camere de pe pușcărie. Ce face la ăsta cu mama mi? Ha? Să suie pe el și îl bombardează. Este boschetar. Azi că-l vedem când vinem înapoi. Ciao, băieții! Știi, mami, aici pe terasa asta cum stăteam noi. Și coconașul. Uitați-vă unde stătea Nelson până 97-98. Nu-mi trebuie taxi. Nu. Am 120 kg leșini pe pedalare.
Vezi că la Budapesta nu e viața așa că trăiești la Budapesta. Știi câinile prietenului meu? Păi mă duc ca să aranjez muștii. Uitați că rnațuri mâncau așa. Alea șolduri. Din sarmale cât pomnul să mor eu. Mami, ce are acolo? Tai sarmaua, tai gogoneaua. Și că vipurile pe Lipscani, la miasca română, Nelson, pe Budapeta, Vațiuța, bineînțeles, bandit Nelson. Nimami din ăla. Merem o tură cu el. Hai să mâncăm și apoi vedem. Intrăm la Trocadero. Punem un 17. A? Aici. Tu nu știu unde mâncăm. Aici la Tropicana, Burcuș și Cunelu și cu Nelson și Chirilă și Piști Unguru a jucat în forță. S-a pierdut băiețește. Ia uite, cocoșați ia să ăștia de aici. Nici nu vreau să le văd, mami. No. Mai bine nici. Pira, bă, Tibotul meu. Vine tata la terasă. Ha? Tot mă face scurtul și sărac. Uite-te. Uite, anu-că, va-va-va. Va-va-va-va. Să uită și ungurii la dinții mei. Oare în vizită? În vizită, prietene. Foarte bine, e? Place să vin sâmbăta, duminica, să vizitez. Nu. Mă cunoaște, bă, ungurii, bă? Odă-le pe aia, le păstericile, le dau, bă. Trebuie să le iau la botă. Trebuie să le surminez pistul. Despre asta vorbeam. De aici. E tata. Îți place zama? A? Nu-i câtă zămuță, ca la copiii la grădiniță. Eu v-am spus că la restaurant vine oameni să mânce de fițe, după aceea ori are mașina sandwich, ori o taie repede acasă și rupe frigiderul. E tata.